15 din leu. Haideți să vedem la leu pentru octombrie în aceste cărți. Prima dată în sănătate. La sănătate. Mergeți undeva la un doctor, luați ceva tratamente pentru ceva boală care o aveți sau pentru că nu vă simțiți bine. Vorbiți cu o asistentă sau vă dă cineva care lucrează, cineva în uniformă, vă dă pastile. O să stați un timp acasă că sunteți bolnavi unele persoane. O boală rea, doctor sau maternitate sau sarcină. Oricum, uite, sunteți supărați din cauza asta, deci aveți o boală, undeva vă doare, poate fi ceva boală înăuntru, nu pot să știu. Spate, la spate văd mai mult spate. Și picioare și spate. Așa. Haideți să vedem la afacere și bani. Deci o să mergeți la undeva la spital sau la farmacie și luați tratament. Leu. Deci, da, banii și afaceri. Faceți o călătorie lungă. Aveți oameni invidioși care uite cât rău vor să vă facă. Vor să pierdeți banii, să vă înșele. Trebuie să aveți grijă. Sau vă înșală. Nu vă vor acolo în serviciu în care sunteți. Invidioși. Ar vrea să vă despărțiți de acolo, să dispăreți de acolo sau să aveți probleme. Pierdere o să aveți de bani. Nu mulți bani, dar pierdeți. Dați undeva, pierdeți bani. Ori plătiți ceva. Pierdere de bani, necazuri o să aveți, dar totuși va fi bine. Unele persoane aveți vrăj să nu vă meargă bine, să nu aveți bani, să știți. Să nu aveți spor. Veste luați sporul de cauza vrăjilor de la o femeie din leu, săgetător sau berbec. Așa. Deci nu prea vă bine nici afaceri, așa. Multă gelozie, multă invidie, persoane care vă lucrează, vă înșală, vă fac rău, vor să vă fac rău. Sau vă fac. Dragoste la leu. Divorț sau. Dar și multă pasiune sau o dragoste. Sunteți cu cineva, da, dar nu este dragoste adevărată, este doar pasiune. Pasiune. Urmăriți pe cineva, ați vrea să fiți cu cineva, această persoană este căsătorită, are și copii. Poate că este căsătorită, are și copii sau poate sunteți căsătoriți, aveți un copil sau doi și ați vrea să vă despărțiți sau... Dar totuși este iubire adevărată, pasiune. Dacă vă despărțiți, totul este de partea dumneavoastră, legea. În casă, durere, ui, da. Vă despărțiți, să știți, poate fi din rac, scorpion sau pești. Sau fecioară, capricorn, taur. Pe aici nu prea ies bine. Cam asta e pentru leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.